Pe oriunde am colinda în lume, găsim sigur un fel de mâncare pe care îl cunoaștem toți, sarmalele. Mai toate popoarele au delicioasele găluște din carne corez, învășate în foi de vițe ori de varză. Toate rețetele au ceva special. În România găsim câte un fel în fiecare regiune. În Dobrogea, de exemplu, sarmalele se fac din carne de oaie cu condimente orientale sau din pește. Sarmalele sunt considerate un preparat ceremonial de sărbătoare și de aceea își găsesc mereu locul pe mesele care marchează momentele importante. La noi, denumirea lor provine din turcescul sarma, chiar în Dobrogea sunt făcute în tocmai ca surorile lor din Turcia. Mentă. și asta este Aroma de rodie, carne tocată, vita și oaie și după aia la frunze de viță. Prima rețetă de sarmale din gastronomia românească a apărut în cărticica meseriei de bucătare în 1695 la Cluj. Conținea carne de vită, grăsime de porc și ghimbir. E adevărat că în timp, în Ardeal, ghimbirul a fost înlocuit cu enibahar și cimbru. Sarmaua ardelenească se recunoaște dintr-o privire, după dimensiune. La foc le lăsăm 3-4 ore, le servim cu smântână din belșug. În Moldova, în unele zone, sarmalele se numesc găluști sau umplături și sunt coapte la foc de lemn într-un cuptor tradițional. Asta o două ore la cuptor o de lut, ele se servesc cu smântână și cu amaliguțe și arde liute. Pe rețelele de socializare, oamenii caută rețeta cea mai gustoasă. Sunt chiar grupuri dedicate acestui preparat unde sunt dezbateri despre umplutură, înveli și asezonare. Pentru că ele se întâlnesc peste tot în lume. Cred că este valabil un principiu gastronomic în condiții similare, cu ingrediente similare, au fost cre create preparate similare. În spațiul slav de nord și de est, sarmalelor li se spune porumbeii, francezii le numesc țigarete de varză, brazilienii trabucuri în timp ce într-o zonă a Croației se numesc bandiți. La fel de variate ca denumirile sunt și rețetele. Fiecare popor adaugă ceva specific. Finlandezii, de exemplu, pun în sarmale sirop de arțar. Sirienii felii de cartof pe fundul oalei ca să nu se lipească. Iar în nord-vestul Spaniei sarmalele sunt trecute prin făină și ou, se prăjesc, apoi se fierb în sos de smântână cu șofran. Cosmin Dragomir este istoric culinar și lucrează la Enciclopedia Sarmalelor. Am avut câteva surprize să le descoper, nu știu, din nordul China până în nordul Patagoniei, sunt o mâncare rituală. Am găsit foarte multe rețete, variază de la măcinături, tocături, umpluturi, până la tehnici de coacere. Iar în restaurantele din România, bucătarii folosesc mai nou pentru umplutură carne de mistreț sau piept de gâscă. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe Plus.